apar zvonuri dinspre Reddit cum că ar urma să tokenizeze Karma Points. Karma Points-urile sunt currency-ul de pe platforma Reddit, prin care userii sunt incentivați să posteze, să facă între ei engagement. Și este o serie de tweet-uri. Spune. Că ziceai bine acolo. Stai că l-auzi și trenul acum. La tine gain-ul îi dă foarte sus. Când nu vorbești, aude foarte tare fundalul. Ideea cu Reddit mi se pare că e foarte interesant ce se întâmplă acolo. Este o platformă care îmi place foarte mult pentru că este democratică și toată chestia cu Karma Points. Ne scapă din vedere un lucru, că Reddit suferă de aceeași problemă pe care are Facebook. Nu știu dacă ai observat, postările care atrag cea mai mare atenție sunt în general cele pe negativ și în general primesc și cele mai multe Karma Points cei care reușesc să fie cei mai belicoși. Iar Reddit mi se pare că este cel mai belicos loc de pe internet, în care ești foarte repede prăjit de comunitate în momentul în care li se pare lor că nu ești de acolo. Adică eu mi-am luat-o de câteva ori acolo și mi se pare foarte interesant că mă iau doar acolo. Știi? Adică există o gașcă foarte închisă în care oricine care nu le place devine un outsider pe care îl prăjesc rapid, îl mitraliază și, pe de-o parte, mi se pare mișto, foarte faină ideea asta de comunitate strânsă, în care oamenii deja se cam știu, de libertate totală, de poți să vorbești fără cenzură și că comentariile tale pot fi validate de ceilalți. Mai sunt și oameni care vin cu informații foarte bune, e o sursă bună de informație, de știri, îmi place foarte mult lucrurile pe care le găsesc acolo când mai intru, dar chestia asta cu Karma Points este cu du-te vină, e cu du și întors, pentru că în cea mai mare parte a timpului oamenii reacționează în primul la mesajul negativ, care, apropo, ne spun și specialiștii, percutează de 5 ori mai puternic decât mesajul pozitiv. Deci dacă vrei Karma Points să se fie bitch, am zis-o, de cu voce. Stai. Exact, începusem să vorbesc, dar nu mă auzeam. Spuneam că mă bucur foarte mult că ai oferit aceste informații de context, pentru că asta e zona în care vreau și eu să mă duc totuși, chiar dacă am început așa pe super pozitiv. Asta e zona în care vreau și eu să mă duc cu acest anunț din partea Reddit, tocmai pentru că nu e ceva nou. Reddit deja are un proiect pilot de ceva timp în zona asta și se numește r/cryptocurrency. Este un singur subreddit unde deja există acele moons, acele luni, dubios e să le zici luni. Uite, să pun acum pe ecran să vadă toată lumea. Mi-a căzut internetul. Nu, ești live. Ok. Uite, este acest subreddit unde deja de ceva timp există aceste luni. Vezi chestia asta pe care pun eu mouse-ul aici? Uite, vezi, userul ăsta are 126.000 de moons. Enorm de multe. Și știi ce se întâmplă de când au început acest proiect pilot? Pentru că eu urmăresc r/cryptocurrency de foarte mult timp și obișnuia să fie un subreddit până să ajungă la 3,8 milioane de membri, pentru că erau sub un milion de oameni în momentul ăla. Era un subreddit destul de interesant în care pe lângă știri mai veneau oameni cu întrebări interesante despre cripto și veneau tot felul de răspunsuri și se întâmpla schema asta de comunitate pe care o spui și tu, dar nu neapărat într-un mod negativ, nu neapărat într-un mod ăsta care să scoată la iveală răul din oameni. Știi ce se întâmplă de când au băgat treaba asta cu moons? Se farmează moons. Efectiv, există două posibilități. Ori ai acest fel de hate speech în care vine cineva și dă cu hate într-un proiect sau într-un exchange sau într-o chestie de genul ăsta, sau dacă nu există tot felul de chestii, există tot felul de boți care postează foarte rapid o chestie în momentul în care se întâmplă, astfel încât ei să farmeze astfel de token. Deci, practic, se pierde din calitatea platformei pentru că o făceau oamenii din dorința lor de a ajuta aproapele sau de a face lucruri de genul ăsta și se transformă într-o platformă în care lumea farmează, practic încearcă să facă bani prin platformă și normal calitatea scade exponențial în acel moment. Deci sunt și eu cu destule dubii în privința a ceea ce ar putea să reprezinte pentru Reddit și pentru oamenii obișnuiți cu Reddit și cărora le place Reddit, ce ar putea să însemne o astfel de mișcare. Sunt tare curios dacă nu o să ajungem să avem discuții în contradictorie cu tot felul de indieni pe subiecte despre orice, că iau mult timp și farmează orice.
Băieții aia sunt în stare să farmeze și melci de grădină dacă le aduce un cent în plus. La începuturile acestui experiment cu munți erau câteva topicuri foarte drăguțe despre oameni care spuneau: băi, uite ce tare că eu lucrez, vin într-o țară din lumea a treia, a patra, și noi câștigăm, avem salarii de $7 pe lună și am reușit dintr-o postare pe Reddit să fac $100 prin aceste munți. Și bineînțeles că prin postarea prin care anunța treaba asta mai făcea o grămadă de bani, pentru că oamenii se bucurau de faptul că, hei, uite ce putem să facem dacă ne punem mână la mână și practic din nimic creăm valoare și dăm mai departe. Doar că asta e un caz izolat, pentru că apoi, normal, pentru fiecare astfel de exemplu veneau încă 50 care încercau și ei la rândul lor să obțină această valoare gratuită. Și atunci e cu dus și întors, exact. Sunt două fețe ale monedei de fiecare dată.